Bun găsit la Business Up! Numele meu este Alina Andruță și aici, la Business Up, proiectăm subiecte actuale și de referință pentru mediul de business din țara noastră. Astăzi vom vorbi despre antreprenoriat, educația antreprenorială și cum evoluează educația tinerilor împreună cu domnul Alexandru Stratan, doctor habilitat, profesor universitar, rector ASEM și președintele Consiliului Director Junior Achievement. Domnul Alexandru, bine ați venit la noi în studio. Este o onoare pentru mine să vorbim împreună cu dumneavoastră. Bine v-am găsit. O apreciere extraordinară pentru dedicația și munca și tot ce faceți pentru învățare. Și e foarte frumos să discutăm astăzi despre tineri și antreprenoriat, iată, despre acest cuplu, ținând cont de funcția dumneavoastră în instituția, dacă pot să zic așa, Junior Achievement. Vreau să ne povestiți, dacă se poate, ce înseamnă Junior Achievement și care este impactul acestei organizații asupra tinerilor, ținând cont de ce promovează. Mulțumesc în primul rând pentru invitație și pentru oportunitatea de a vorbi despre educația antreprenorială și despre educația financiară, pentru că aceste două componente nu pot fi distanțate una de celelalte. Și înainte de a vă povesti puțin despre organizație, vreau să menționez că importanța în principiu rezidă prin oportunitățile și prin gradul de pregătire, gradul de sensibilizarea acestui subiect pentru societate și pentru tinerii de astăzi, în primul rând, pentru că eu mă consider o generație care cumva am fost marginalizați și am ratat aceste oportunități la începutul anilor 90, atunci când ne-am desprins dintr-un sistem cu o economie hipercentralizată, hiperplanificată, când se dicta nu bottom-up, dar se dicta de la centru, inclusiv distribuția tinerilor pentru a ocupa locuri de muncă, pregătirea lor și așa mai departe. De aceea, impactul în principiu a acestei organizații, Junior Achievement, este foarte mare, este important nu numai în Republica Moldova, dar și în lume, pentru că noi suntem o derivată a ceea ce există în lume. Junior Achievement Worldwide este organizație, și aici să o spun fără lipsă de modestie, cea mai mare organizație din lume care se ocupă și este specializată în materie de instruire, training pentru necesitățile și deprinderile, deci consolidarea deprinderilor antreprenoriale, schimbarea mentalității tinerilor în lume. Și Junior Achievement Moldova este parte componentă a acestei mari rețele mondiale. Acum, ca să vă zic puțin de impact, probabil cifrele și pentru mine au fost foarte interesante, pe cât de interesante, pe atât de surprinzătoare, ca să vă dați seama de la începutul existenței sale, din 1995, Junior Achievement Moldova a instruit sau perindat prin programele sale de educație antreprenorială peste 300.000 de elevi, ca să vă dați seama. Deci, impresionant, este cu adevărat. Impresionant. Peste 3.000 de cadre didactice, multe programe antreprenoriale și curriculum, deci curricule noi create, deci actualizate, care sunt aprobate la nivel național de Consiliul Național pentru curriculum și implementate în școli. Foarte multe cadre didactice, profesori de școli, școală, liceu, au avut ocazia să fie instruiți, cei care sunt specializați în materie de educație antreprenorială în școli, în licee, și au beneficiat absolut de tot suportul, inclusiv participări la training-uri, participări la activități internaționale. Sunt o sumedenie de activități pentru tineri, târgul carierelor, firmelor școlare, sau cei mai buni pleacă la competiția deja europeană, firma comercială școlară a anului. Și ei sunt inventive acolo și creează. Extraordinar, și extraordinar. Chiar recent, acum o săptămână, am organizat în ASEM, în Academia de Studii Economice, târgul carierelor, deci firmelor școlare, unde au fost prezenți foarte mulți tineri elevi de diferite vârste, între 12-20 de ani, și au prezentat invențiile și au prezentat
rezultatele cercetărilor lor și au prezentat rezultatele deci muncii lor, în principiu intențiilor lor, care au fost cultivate, pregătite și dirijate de către mentorii lor, în sensul în care aceștia au propus juriului foarte multe idei interesante, care eu, sincer să fiu, și corporațiile mari ar trebui cumva să atragă atenția și să mai tragă câte o privire ce mai fac să pescuiască tinerii, inovații. Probabil ei sunt pe cât de inventivi, pe atât și de, aș spune eu, cu o intuiție foarte bună dezvoltată și înțeleg foarte bine ce are priză la ei. Sunt diferiți decât, cum ați spus dumneavoastră, generația noastră, care poate am ratat aceste oportunități în antreprenoriat. Da, exact, pentru atunci când vorbim despre o economie de piață funcțională, noi cu toții trebuie să ne dăm seama că acestea, în primul rând, sunt firmele prestatoare de bunuri și de servicii și producătoare de bunuri. Firmele sunt cele care creează locurile de muncă, firmele sunt cele care creează joburi suplimentare, care vor aduce cumva venituri suplimentare în bugetul, în caznaua statului. De aici noi trebuie să înțelegem că promovând și instruind corect, iar cel mai important este să încurajăm eșecurile, pentru că aici este deja și o altă parte a medaliei. Foarte mulți se avântă, foarte mulți vor să câștige imediat, foarte mult multora le pare că vor avea succes imediat și doar 1%, 2% reușesc. 10% este o rată de succes foarte bună. Absolut. Și aici este foarte important să știm cum corect să-i încurajăm și să le încurajăm eșecurile. Și multe țări, mai ales țările dezvoltate din economia națională, dar și țările deci mari dezvoltate, cum ar fi programe în SUA, Japonia, Australia, Coreea de Sud, încurajează prin vouchere antreprenoriale, anume eșecurile. Deci omul sau tânărul nu cade într-o depresie antreprenorială, da, în momentul în care lui ceva nu e reușit. Pentru că, până la urmă, acestea sunt niște practici de învățare. Da. Și este foarte important atunci când este aruncat pe piața muncii, el deja să simtă liber și să simtă acest puls al vieții economice. Este foarte important că, pe lângă diferite programe și activități gen tabere de vară, innovation camp și diferite concursuri, expoziții și mai departe, Junior Achievement a organizat și organizează așa numită întâlnire între profesioniști și debutanți. Tinerii lucrează pentru zi în companii. Iar, unde este o practică în companii, reală. Unde și el cot la cot lucrează cu angajații de rând, el observă care sunt specificurile vieții antreprenoriale, funcțiile reale. Da, el se simte ca un angajat în tot sensul cuvântului și deja își setează, are o viziune cu totul diferită în momentul când iese seara de pe ușa aceea. Intră un om, un tânăr, și iese un altul cu mai multă responsabilitate și înțelegere. Cu siguranță. Și este foarte important că Junior Achievement a reușit să, în această perioadă, să consolideze relații de colaborare și de parteneriat cu foarte mulți agenți economici care susțin acest lucru și ei doresc, firmele doresc, întreprinderile doresc să fie parte și din juriu și din comisiile de evaluare. Ei nu sunt absolut reticenți în a prelua acești tineri în activitățile companiilor lor. Sunt și școliți. Ei adică mai sunt, da, și voluntari. Mă refer la antreprenorii deja formați, care lucrează astăzi în economia națională, ei mai sunt și voluntari care anume le prestează și le cultivă aceste deprinderi antreprenoriale și de educație financiară. Ce mă bucuram să aud de la tineri care au trecut prin Junior Achievement este tocmai opțiunea dumneavoastră despre eșec. Și mulți dintre ei cu care comunicam, inclusiv în emisiune, au spus, nu, în esență nu este scopul să devenim antreprenori.
Ar fi bine, dar nu este acesta scopul. Scopul este să avem niște deprinderi de viață și inclusiv dacă ajungem angajați, să fim foarte buni angajați. Mi s-a părut extraordinară perspectiva asta. Adică sunt ok să nu fac afacerea mea, dar pot să fiu un foarte este bun angajat. Este o abordare foarte corectă și acest lucru leșe este cultivat, pentru că noi trebuie să înțelegem foarte bine că tot timpul angajații sunt mai mulți ca antreprenorii. Deci, și e ok să fie așa. Așa în mare parte, da. Și după cum spuneam, nu toți, pentru că să fii un bun antreprenor nu o să fie de ajuns doar nivelul de cunoștințe pe care tu îl vei dobândi pe parcursul studiilor, fie ele școlare, liceale, universitare și așa mai departe. Mai este și un har născut, probabil, mai este și mai sunt și cunoștințe dobândite empiric prin experiențele proprii. Deci, din această cauză, noi trebuie să înțelegem exact, da, și ei înțeleg foarte bine acest lucru. Pentru noi este important să formăm așa niște modele de tineri universali, ca ei să descurce în diverse domenii, în diverse ramuri. Deja ei, când sunt mari, merg la universitate, desigur că își aleg specializarea, își aleg domeniul de studiu, dar, în schimb, au o pregătire universală trecând, iată, filtrându-se prin aceste activități și pot să fac față oricăror provocări care sunt specifice deja unei economii de piață. Iar economia de piață e provocatoare. Ca și în junglă. Rămâne viu acel care este mai dibace, acel care este mai bine informat, acel care are o viziune și o intuiție pe moment poate mai bună decât concurentul său și așa mai departe. Ce m-a impresionat pe mine este că din clasa 5-a copiii pot accesa aceste programe și încet, încet, până în IES sau ajung și la... ajung în profunzime, pentru că discutam cu tineri despre subiecte absolut parcă nepotrivite vârstei lor. La 16 ani ei vorbesc despre educație financiară în stilul în care, de exemplu, părinții noștri nu o cunoșteau sub nicio formă. Exact. Și nu ne-au dat-o nouă ca și copii, de exemplu. Da, dar în genere programele pentru tineret, ele încep și de la o vârstă și mai fragedă, pot fi și pentru copii de 7-8 ani, chiar și 6 ani, dacă mai sunt copii de școală care vin și la 6 ani la școală. Deci aici este important să menționăm următorul aspect. Atunci când aceste activități sunt desfășurate, se ține cont, desigur, de vârsta, de experiența și de gradul de pregătire a unui copil, pentru că ceea ce învață ei deja sau anumite activități, cele sunt propuse pentru formarea lor, pentru deci, consolidarea spiritului lor de inițiativă, este un lucru când este făcut la 16, 15, 20 de ani și copiii de 5 ani, dar programele sunt absolut diverse. Ei lucrează asupra diverselor probleme de analiză economică pentru niște lucruri simple, dar pe ei pune pe gânduri. Ei trebuie să găsească soluții soluții cum să rezolve anumite situații. Sunt ca și jocurile astea de divertisment pentru copii, știți? Și cu siguranță e mai Monopoly bine. Sau da, alții, și da. E cu siguranță să joci un joc de ăsta e mai bine decât unul pe computer sau pe telefon. Și în sensul ăsta îi antrenează pe copii. Cu siguranță aici este un amalgam așa foarte bine pus la punct de activități, pentru că noi atunci când vorbim despre utilizarea gadgeturilor, computerelor, telefonului, noi trebuie să ne dăm foarte bine seama că totuși vom trăi de azi încolo într-o economie digitalizată. Și acest lucru trebuie să-l cultivăm, dar să-l cultivăm corect, să-l cultivăm în măsura în care acest lucru să nu fie nociv pentru ei, pentru sănătatea lor, dar să recunoaștem că deja nu ne vom despărți. Mai mult vom pune accent și pe aspecte ce țin de educația antreprenorială, cu specializare pe digitalizarea afacerilor. Ce sunt lucruri care deja ei le vor învăța mai. Care sunt competențele fundamentale cu care acești tineri ies din aceste programe, iată, și în mod normal au acces la competențele astea diferit decât tinerii care, de exemplu, în aceste programe nu sunt? Nu este neapărat vorba de niște competențe bazate pe anumite cunoștințe specifice pe care ei cu siguranță le obțin. În primul rând este
cumva un scop pe care noi ne-l propunem să învățăm să învețe tot timpul pe parcurs, să se formeze pe parcurs. Ei își dau seama că lumea este într-o schimbare dinamică, economia cu atât mai mult. Ceea ce este nou astăzi, mâine deja poate fi vechi și uneori un produs sau un serviciu astăzi care se bucură de succes pe piață, dacă nu este diversificat și nu se ține cont de anumiți factori de conjunctură externă care acționează asupra acestui mediu. Da, ultimii ani ne-au învățat că desigur, în business... Da, desigur că afacerile se pot duce de râpă, falimentează și așa mai departe. De aceea, pentru noi este foarte important ca să-i cultivăm deci această mentalitate ca copilul să înțeleagă, tânărul să înțeleagă, mai ales în domeniul afacerilor, antreprenoriatului, unei economii de piață, este foarte important să te perfecționezi, să înveți permanent și asta este scopul nostru, pentru că noi pe toți îi menționăm, de toți ne bucurăm, activitățile și concursurile sunt organizate doar pentru a iniția acest spirit de concurență între ei, că da, și aici este și foarte important. Este foarte important, dar noi suntem absolut bucuroși doar atunci, împliniți doar atunci când ei toți iese, cum spuneam eu, pregătiți, cu pregătirea asta universală și cu schimbarea asta de mentalitate, că nu trebuie să fie permanent doar ei ulterior ghidați, trebuie să fie singuri în stare să facă față tuturor provocărilor care sunt în economie. Cu siguranță o să vină. Economie. Majoritatea tinerilor nu au setup-ul ăsta din familie, de exemplu, sau din trecut, că învățarea este un stil de viață. Adică noi, de exemplu, am ieșit din facultate și ca și cum gata, nu mai trebuie să învățăm, că știu totul. Dacă am învățat să fiu profesor, nu mai am ce învăța. Astăzi lucrurile sunt atât de diferite și se tot vorbește și despre facultate, apropo de, inclusiv de facultățile noastre, că terminatul unei facultăți nu înseamnă decât începutul învățării continue. Exact. Și acest concept, învățarea pe tot parcursul vieții, este promovat deja foarte intens în domeniul educației. Deci, noi ne dăm foarte bine seama că un economist, un marketolog, un contabil, de exemplu, un bun finanțist, el merge în producere sau el merge la locul său de muncă într-o bancă sau și el va fi tot timpul nevoit să se perfecționeze. De aceea aceste platforme sunt deschise astăzi în universități. ASEMUL nu este o excepție, de exemplu. Atunci, dacă vorbim despre educația antreprenorială, atunci pentru toți să fie clar că pe lângă învățământul de bază, deci licență, master, studii de doctorat, postdoctorat, avem o mare școală de formare continuă, unde toți reprezentanții și toți specialiștii din domeniul economiei naționale pot să vină să culeagă niște informații și cunoștințe în plus prin diverse programe de specializare mai intensă, prin diverse programe de studii care le-ar actualiza cunoștințele existente din trecut. Se schimbă bun. Legislația, se schimbă mecanismele de lucru, se schimbă abordările în economie. Sunt programe de suport astăzi pentru, și aici este un moment important pe care cumva ar trebui să-l menționez. În trecut nu beneficiam noi de atâtea programe totuși de suport. Eu nu zic că ele sunt foarte multe, pentru că și bugetul este unul auster, dar totuși astăzi sunt mai multe programe de suport pentru mediul de afaceri decât erau în trecut și să nu uităm că Moldova este și o țară candidată acum la Uniunea Europeană, vor fi oferite programe și pentru pregătire, pentru aderare, iarăși inclusiv pentru mediul de afaceri. Și aici să nu ajungem în situația când vom rata oportunități și nu vom putea să valorificăm diversele fonduri care sunt. De aceea vom fi pregătiți informațional. După câte vă spuneam, să pregătim acești tineri de mici și cei care vor răzbuti, ei în schimb vor răzbuti foarte
foarte bine, accesând fondurile, dar dezvoltând până la urmă scopul care este suprem pentru toți. Să dezvoltăm țara noastră aici, la noi acasă, să dezvoltăm economia Republicii Moldova. De ce toate aceste activități sunt canalizate pentru tineret, pe care noi o privim ca o resursă unică și importantă în țară. Noi alte resurse nu avem. Noi avem două resurse. Avem pământ, în principiu, pe care lucrăm cu scop agricol, și avem resursa umană. Gata, avem resursa umană pe care trebuie să avem cea mai mare grijă de ea, pentru că asta este viitorul, și nu numai că să avem grijă, dar să creăm și condiții ca ei totuși să se dezvolte și să rămână ulterior aici acasă și să dezvolte această țară și această economie aici. Iată, apropo de gândul nostru și dorința ca tinerii să rămână acasă, care sunt provocările pe care ei vi le povestesc dumneavoastră și le auziți acolo pe culoare, provocările lor de a rămâne acasă și chiar a face antreprenoriat acasă? Cum văd ei real, la firul ierbii, această oportunitate de a rămâne? Bine, aici sunt mai multe aspecte, probabil, dar în linii generale, atunci când noi facem niște sondaje sau purtăm niște discuții în rândurile lor, întrebarea sau răspunsul cel mai des care îl obții sau îl vedeam până acum de la ei și îl vedem, deci unul așa regretabil, care ne pune și mult semne de întrebare, dar și ne facem cumva așa triști, este că ei nu văd viitor în Republica Moldova, aici acasă. Asta nu este ceva nou, asta deci așa axiomatic, îl vedeam ca un răspuns în toate sondajele. Pe mine mă bucură totuși că în ultimul timp, eu fiind, mă rog, adeptul și educația antreprenorială și financiare, observ o cerere foarte mare pentru specialiștii, deci economiști în Republica Moldova. Am să vă dau doar câteva exemple. În ASEM absolut toți studenții, practic, de la anul 3, de la toate specialitățile, practic, sunt angajați. Și suntem cumva vânați și suntem în fiecare zi telefonați, curtați de marile companii, organizăm diferite evenimente, încheiem acorduri de colaborare. Da, ei vin să facă hunting la studenți deja de pe băncile studențești, la anul 2-3. Și acest lucru cumva mă bucură și cumva eu văd că, iată, aceasta percepție, ea cumva se va risipi în timp sau acest gând de... Înseamnă că ei sunt doriți aici acasă și sigur că și companiile... Și să și achitați, domnule Alexandru. Da, și companiile. Adică... Dacă doresc să îi mențină, ei vor trebui să facă față unor rigori concurențiale, inclusiv și la nivel de salarizare, și la nivel de pachete sociale. Și cultură corporativă. Și cultură corporativă, exact, să le ofere în așa sens. Și acest lucru cumva mă bucură. Acum, care sunt provocările lor de bază? Da, ei vor în primul rând să aibă o educație, deci, bună. Și aici este și o rezervă a noastră. Deci eu mă refer și a autorităților și a universităților, pentru că noi trebuie să ne dăm foarte bine seama că trăim astăzi într-o, nu numai economie globalizată, dar și în genere într-o societate globalizată pe mai multe aspecte. Și dacă e vorba de educație, atunci aici tot este concurență. Absolut. La nivel regional și la nivel internațional. Și online, și accesibilitate maximă. Da, și aici trebuie să ne dăm foarte bine seama că rezervele sau lacunile pe care le avem noi trebuie să le lichidăm, astfel ca ei să beneficieze aici de tot spectrul serviciilor calitative, educaționale, așa cum l-ar obține în orice țară europeană sau din altă parte. Alexandru, vă mulțumesc foarte mult și înainte de a intra într-o pauză de publicitate, o să vă rog să adresați un mesaj pentru tineri, să ajungeți la inima lor. Eu tot timpul le spun și copiilor, și studenților, și elevilor că, în principiu, noi nu numai deci, responsabilitate mare avem pe umerii noștri atunci când vă pregătim, vă educăm, dar noi avem și mari speranțe că voi veți face lucruri mai bune ca noi aici în Republica Moldova, aici la noi acasă, și eu sunt sigur de acest lucru.
Ei sunt viitorul acestei țări și ei sunt generația care va avea grijă de această țară și de aceea noi trebuie să avem cel mai mult grijă anume de ei. Vă mulțumesc! După un minut de publicitate, o să revenim să discutăm cu Diana Filip. Am revenit și vom discuta cu Diana Filip, care este director adjunct Junior Achievement Europa. Diana, bine ați venit la noi în studio, fie și online, dar vă primim cu mare drag. Vă mulțumesc tare mult pentru invitație. Sunt onorată să fii prezentă online. Să știi, dragă Diana, că onoarea e de partea noastră pentru că ne dorim să discutăm astăzi despre evoluția educației antreprenoriale în Europa. Am avut suficiente intervenții aici în studio despre ce se întâmplă în Republica Moldova, dar foarte mult ne-am dorit să ne ajuți și să fie un ghid, să înțelegem ce se întâmplă în Europa, în zona educației antreprenoriale. Cu mult drag. Lucrez în domeniu de 19 ani de zile, deci cu mult drag. Te rugăm, poate poți să ne povestești un pic și despre experiența de până ajunge director adjunct în organizație. Sigur, sigur. Dacă aș putea începe să mă prezint un pic, eu sunt româncă din România, m-am născut la Zalău și m-am mutat în Belgia în 2001 și de atunci lucrez în domeniul de antreprenoriat, am întâlnit Junior Achievement în Belgia și am rămas impresionată de ceea ce se face pe bază de a inspira tinerii să creeze firmele lor, să creeze un viitor, să lucreze într-un domeniu foarte, foarte purpose-driven, ca să fie pentru viitorul lor. Dar să vă spun un pic mai mult despre Junior Achievement, pentru că suntem cei mai suntem o organizație foarte mare, globală, dar nu așa de cunoscuți peste tot, deoarece lucrăm foarte mult cu școlile, cu ministerul, cu colegii noștri la nivel național să implementăm programele educaționale. Dar Junior Achievement există ca și organizație non-profit internațională care își propune să inspire tinerii să dovedească abilități de viață și de afaceri prin intermediul programele noastre educaționale, care se bazează pe educație antreprenorială, educație financiară și educație pentru aptitudini de angajare. Da, te rog. Da. Nu vreau să vă zic mai multe despre organizație, deoarece a fost creat în 1919 și în Europa în 1960 și de atunci lucrăm în 42 de țări la nivel european și în mai mult de 100 țări la nivel global. Sunt foarte mândră că după 19 ani de organizat, de când lucrez în organizație, am ajuns în top 4 NGO la nivel global. Suntem prima organizație non-guvernamentală care suntem în top 100 cele mai inovatoare organizații. Asta pentru că încercăm să legăm antreprenoriatul de tot ce se întâmplă la nivel de comunitate și să vedem care sunt noile tendințe în domeniu și cum putem să-i ajutăm pe tineri să ia aptitudinile care sunt necesare pe viitor. Și a treia, care de fapt mă face foarte mândră, suntem a doua oară nominalizați la Premiul Nobel. Foarte frumos! Vă felicit pentru această performanță extraordinară. Da, asta ne-a dat mai multă siguranță că de fapt educația este foarte importantă pentru sprijinirea tinerilor în dezvoltarea aptitudinilor de lider, de oameni de afaceri, dar și de a deveni membri activi și responsabili al comunităților. Că de fapt de asta încercăm să lucrăm pe tot ceea ce facem. Și cu proiectele noastre lucrăm de la vârstă de 5 ani până la 25 de ani. Dar o să mă întrebați, ok, la 5 ani cum o să devin antreprenor? Ce faceți acolo la 5 ani? Ce exact faceți cu acești micuți? Exact. Lasă să vă spun ce s-a întâmplat cu fiul meu când a avut 7 ani și a fost la școală și zice: mamă, știu de ce nu pot să-mi cumpăr Lego Star Wars în fiecare zi.
Bineînțeles, ca și părinte, am fost foarte încântată, deoarece vreau ca copilul să înțeleagă cum circulă, cum funcționează economia și ce facem noi ca și părinți toată ziua la servici. Dar el mi-a explicat că printr-un program antreprenorial pentru cei micuți, am înțeles cum funcționează banii în economie, de faptul că părinții au anumită taxare la salariu și din salariul lor o parte merge pentru școală ca să meargă ei acolo gratis. Deci a încercat el să facă niște corelări prin faptul ce, prin ceea ce a învățat la școală și a reușit să pună 2 cu 2 și să vadă care e de fapt scopul jobului și a mediului de afaceri. Deci asta e foarte important, să înceapă cât se poate de repede, ca să poată să învețe treptat care sunt, cum se dezvoltă economia, ce oportunități există acolo, cum poți să devină mai creativ, cum poți să aibă încredere în ei și multe altele. Cu siguranță, discutând despre aceste programe, eu am realizat că Junior Achievement nu este doar și exclusiv doar despre antreprenoriat, în sensul în care pregătim acești tineri și ne-am dorit să devină antreprenori, dar nu este în esență ăsta scopul fundamental. Mă gândesc că îi pregătim, de fapt, pentru viață, pentru inclusiv a fi buni angajați. Exact, îi pregătim pentru viață, îi pregătim să fie oameni, îi pregătim să pună în practic ceva ce le place lor. Și avem foarte multe studii care ne spun că dacă investim în ei când sunt tineri, ei vor deveni mult mai fericiți după aia. Și avem studii care sunt făcute de organizații externe, de universități. Ultimul studiu de la Boston Consulting Group a spus că pentru fiecare un euro investit în educația antreprenorială, economia primește 45 de euro înapoi mai târziu. De ce? Pentru că copilul care a participat într-un program de acesta face ce-i place, își găsește menirea, relația cu părinții se îmbunătățește, relația cu profesorii, pentru că ei reușesc să pună practic ceea ce le place. Deci când este CEO-ul companiei lor, își pune în practic anumite aptitudini. Dar alții pot să fie experți pe partea de IT și ajută echipa să-și creeze compania lor și să facă împreună o echipă care reușească să meargă parte. Deci fiecare își pune în practică ceea ce le place lor mai mult. Și asta ajută foarte mult în a îmbunătăți relațiile interpersonale cu părinții, cu profesorii, cu comunitatea. Devin mult mai angajabili deoarece au skills-uri, noi ne numim soft skills, ca să le ajute după aia să poată să funcționeze în diferite ocazii pentru ei. Nu neapărat să fie toți antreprenori, că nu toți vor deveni. Dacă într-o clasă avem 100 de elevi, doar 30 poate devin antreprenori mai târziu. Dar restul vor fi intraprenori în tot ceea ce vor face și în toate joburile pe care le vor face. Și la fel reduce și rata abandonului școlar, deoarece tinerii îs încântați de ceea ce fac și au găsit menirea, noi așa îl numim, pentru că le dăm ocazia să se exprime la cel mai bun ei. Foarte frumos, m-am gândit acum că este o adevărată misiune cu multă încărcătură să descoperi zona de geniu a copiilor și atunci ei în această zonă să fie perfect și cu motivație să se dezvolte. Dacă ai putea, Diana, să ne povestești, să ne spui despre niște statistici, poate, despre câți elevi sau care sunt performanțele lor și care ar fi aceste cifre să ne entuziasmeze. Sigur, cu mult drag. Deci, la nivel european, noi cu Junior Achievement lucrăm cu 6,5 milioane de tineri. Exact. O să ziceți, wow, e un număr mare. 6,5 milioane e doar 2% din toți tinerii la nivel european. Deci este foarte multă nevoie de mult mai mult. Eu când am intrat, că la început m-ați întrebat care a fost evoluția antreprenoriatului. Când am intrat în organizație, acum 19 ani, aveam 800.000 de studenți. Deci acum avem 6,5 milioane. Și deci tot vedem, e puțin. Și tot e puțin. Deci dacă am ajunge la 100% penetrare la nivel școlar, am vedea rezultate mai bune și la nivel de PISA studies pentru țara respectivă. Și aceste date au fost confirmate de studii făcute prin intermediul Comisiei Europene de universități și research centers. Deci din aia noi încercăm să dăm posibilitatea, dar
oricărui tânăr, de la cât se iei de micuți până la cei mai mari, să participe în educație antreprenorială, pentru că îi va ajuta pe viitor și va ajuta și comunitatea și va ajuta creșterea încrederii în sine, se vede foarte mult după ce participă în astfel de proiecte. Dar este încă mult de lucru și este mult de lucru pentru a încerca să facem sistematic, să le punem în sistem, că dacă reușim să le băgăm în sistemele educaționale, să ajungem la 100% toate școlile să implementeze programe antreprenoriale, o să vedem rezultate cum vedem în Norvegia, cum vedem în Suedia, în Finlanda, unde este strategie de antreprenoriat la nivel național. Dar cere timp. Da, cere și acum mă gândeam că cere timp, implicația celor care conduc proiectul a voastră, dar și implicația și înțelegerea părinților și înțelegerea sistemului educațional local ca să dezamorseze, să zic, forțele și să implementeze cu mai mult zel. Exact. A spus acolo ceva foarte important, părinții. Ei trebuie să înțeleagă ceea ce fac copiii la școală și ce învață ei. Și am avut multe ocazii în care a trebuit să explicăm că antreprenoriatul nu e capitalism și că trebuie să vadă ceea ce îi și cum se dezvoltă. Și pe tema asta s-a creat un skill transversal. Deci putem să-l implicăm în domeniul social, să creăm social entrepreneurship, în domeniul agricultural, să creăm oportunități în domeniul agricol. Deci antreprenoriatul noi îl vedem ca și un skill transversal care îi ajută la orice vor să facă mai departe. Mă gândesc că în Republica Moldova, de exemplu, sunt ceva credințe nocive asociate cuvântului de om de afaceri, businessman sau antreprenor și vreau să testez, oare în Europa sunt astfel de credințe și poate părinții nu tocmai văd relevanță în a spori motivația copiilor de a merge la astfel de ore? Sunt. De aceea nu suntem la 100% în toate țările. Pentru că încă astfel de credințe sunt și noi ne-am înfruntat cu ele de multe ori. Sunt unii profesori care încă cred că antreprenoriatul este, cum am zis, învață să fie capitaliști, dar trebuie să le arătăm exact ce se învață și ce învață acolo. Și pentru asta Comisia Europeană a lucrat foarte mult să dezvolte un cadru european pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale sau de profesorul. Au creat Antrecom, în care arată care prin trei categorii, ce se învață prin antreprenoria? Și ziceau că se învață idei, opțiuni, resurse și performanțe. Deci ei învață multe chestii care îi ajută mai încolo. Și le ajută la viziunea și orientarea spre anumite oportunități, atitudine etică și responsabilă. Deci dacă persoanele astea care nu cred, văd rezultatele pe parte etică și responsabilă, cred că atunci și-ar da seama că de fapt este o chestie foarte pozitivă pe care trebuie să investim. E foarte interesant că miza e pe acele soft skills sau abilități moi sau abilitățile care de fapt ne ajută în toate segmentele vieții noastre, de la comunicare la integrare socială. Și vrusem să întreb ca să punctăm, care sunt abilitățile antreprenoriale fundamentale care vin la pachet cu toate programele pe care le dezvoltă Junior Achievement, strict antreprenoriale, să zic, care ar fi focusul? Sunt multe, dar cel mai mult este gândirea creativă și inovația, încrederea în sine, planificarea, organizarea, modul a înțelege cum se conduce o afacere, modul în care reușesc să-și gestioneze timpul, să lucreze în echipă. Deci vedeți că sunt concepte care îi ajută la multe chestii, nu neapărat doar să-și creeze firma, dar îi ajută la multe domenii să devină și intraprenorie în firmele în care vor lucra după aia. Diana, sunteți acolo în miezul, să zic, evoluției, educației și tehnologiilor aliniate cu educația. Cum vedeți acolo și având toată experiența, care este viitorul educației și către ce tendințe urmează să ne aliniem? Ce devine din ce în ce mai important în educație?
Eu zic că devine foarte important să avem o vizionare foarte flexibilă, în sensul că vedem că mediul de afaceri se dezvoltă foarte repede comparativ cu mediul educațional. Am vorbit de AI, de digital skills, de cloud computing, tot felul de digital tools pe care școlile, dacă îi dezvoltă astăzi și le implementează într-un an de zile, la nivel de mediu de afaceri s-au dezvoltat încă de vreo 5-10 ori. Deci trenul acela merge mult mai repede decât celălalt care e cu școli. Și atunci trebuie să existe o deschidere între mediul academic și mediul de afaceri, în o colaborare în care profesorii sunt facilitatori, fac ceea ce ei sunt buni a facă, să-i îndrume pe tineri, să-i învețe, dar în același timp să-i expune la mediul de afaceri, să înțeleagă ce înseamnă AI, care este implicarea, ce înseamnă răspunderea asta, ce face firma respectivă, de ce, care sunt domeniile, cum se dezvoltă așa de repede. Deci în momentul în care se creează coeziune între cele două domenii, domeniul educațional și domeniul privat, vedem rezultatele mult mai bune. Deci aici trebuie să creăm sinergiile și sunt multe proiecte acum, dacă vedeți, la nivel de Comisie Europeană, unde se încurajează ca firmele să participe în proiecte europene împreună cu școlile și împreună cu universitățile. Care, vă spun sincer, când am intrat în Junior Achievement acum 19 ani, Comisia Europeană mi-a spus business doesn't belong in the classroom. Nu avea modul de afaceri, nu pot participa în școli. Dar s-a schimbat foarte mult. S-a schimbat pentru că a văzut necesitatea de a crea această sinergie între mediul academic și mediul de afaceri. Da, și societatea devine super capilarizată, învățăm unii de la alții, motiv pentru care inclusiv în Moldova, Junior Achievement practică antreprenorii maturi, aliniați cu piața, cu resursele, să vină să vorbească tinerilor și mi se pare extraordinar acest export de informație din teren, experiențial. Și atunci înțeleg cum stau lucrurile de fapt și poate fraza asta că practica bate gramatica se așează mult mai, mult mai bine și înțeleg că trebuie să-și învețe, să-și implementeze. Care sunt scopurile? Poate există un studiu sau ne poți spune care sunt scopurile și motivația tinerilor care vin să acceseze astfel de programe? Nu știu, să facă bani, să fie independenți. Cum văd ei antreprenoriatul și care este poate fantezia lor de bază? Ce am văzut până acum este că la început văd că prin antreprenoriat ei pot să-și pună în practică ceea ce le place lor mai mult. Frumos. Și când reușesc să facă asta, își descoperă aptitudinile lor. Și prin asta reușesc să se cunoască pe ei, dar și să cunoască care e valoarea lor pe care pot să o aducă în comunitate. Și vedem asta prin mediul în care își creează anumite proiecte, că ați vorbit de Junior Achievement Moldova și trebuie să le dau credit pentru că s-au dezvoltat foarte mult în ultimii ani și chiar au rezultate foarte bune, au fost recunoscut ca model organization la nivel european. Deci suntem foarte, foarte mândri cum evoluează organizația. Și vedem rezultatele, vedem că tinerii din ce în ce mai mult devin mai creativi, devin mai implicați, dar nu neapărat numai pe bază de profit, foarte mult pe bază de social, pentru a face, a dezvolta un proiect care aduce un aport social în comunitatea respectivă, pentru a rezolva o problemă, pentru a crea ceva care are un impact. Deci chestiile astea le-am văzut ca și o tendință foarte mare din partea tinerilor și am rămas surprins plăcută, pentru că asta vrem să vedem, să lăsăm pe ei să vadă care e aportul lor pe care pot să-l aducă în societate. Noi doar îi dăm și le dăm baza prin educația pe care o promovăm. Mi-aș dori să ne spuneți dacă există o viziune poate proprie în cei 19 ani muncit cu tinerii, cum s-au schimbat generațiile și această generație care vine, care iată poate fi din diferite perspective chiar blamată de către cei mai în vârstă, să ne spuneți lucruri frumoase despre această generație și cum trebuie noi, cei din altă generație, să interacționăm cu ei. În primul rând, când am intrat în organizație și făceam primele proiecte, toți creau bijuterii sau mărgeluțe sau ceva proiecte foarte simple.
Astea nu le mai vedem acum. Acum creează aplicații de reducere a cancerului utilizând AI și metode antreprenoriale. Deci s-au dezvoltat foarte, foarte mult și vedem din an în an, ei sunt foarte interesați să fie expuși la ce se întâmplă în societate și să încearcă să aducă un aport pentru pozitiv în societatea în care este. Deci de aici îmi iau eu energia în fiecare an, când îi văd participând la competițiile naționale sau la competițiile internaționale. Noi organizăm cel mai mare competiție de antreprenoriat la nivel european, unde participă 350.000 de tineri care își creează în jur la 30.000 de mini-companies. Ei participă la competițiile astea și vedem ce mult s-a schimbat în timpul anilor și cum evoluează tinerii din ideea asta. Și din aia vrem să le dăm ocazia să se exprime prin aceste proiecte la ceea ce le place lor. Mi-aș dori pentru că suntem, iată, pe aproape de final. Diana, îmi doresc să transmiți un mesaj, uite, așezat în realitatea părinților. Și să-i motivezi că acești părinți are sens să discute cu copiilor despre antreprenoriat și să-i încurajeze să acceseze cursuri și să-i binecuvânteze în acest drum chiar al antreprenoriatului. Cred că avem un rol foarte important pe care poate nu ne-l dăm seama. Noi putem să îi îndrumăm și să-i încurajăm. Deci dacă vedem că le place ceva, îi lăsăm să-și exprime ceea ce le place și să înțelegem, să-i ascultăm. Cred că asta contează foarte mult, să vedem ce vor să facă, să vedem ce le place să facă, să vedem cum putem să-i ajutăm, să le dăm oportunitățile să participe în astfel de competiții, proiecte, activități. Vă spun sincer, eu am doi băieți și mi-a fost foarte frică pentru că la micul, când a avut 8 ani, a zis că el vrea să devină un YouTuber și am zis... Da. Vă înțeleg că și mama, am și eu doi băieți și când îmi zice că vrea TikTok sau ceva, mă cam ia cu teama. Exact. Noi vrem să le dăm toate oportunitățile ca să vadă ce rol pot să aibă ei în societate. Nu neapărat doar TikTok și YouTube care văd ei când se joacă acasă. Deci vrem să-i expunem la tot felul de provocări. Și prin asta încercăm încurajați-i, ajutați-i, înțelegeți-i ce vor să facă. Iar dacă este ceva pe partea de tehnologie, întrebați-i tot timpul, ok, ce se poate face diferit cu tehnologia aia? Cum pot să creezi ei ceva diferit? Să avem mentalitatea asta de a ajuta și de a înțelege, că cred că așa putem să încurajăm să facă ceea ce le place. Diana, îți mulțumesc tare mult pentru această discuție și eu am simțit entuziasmul în primul rând cu care ai purtat-o, pentru că probabil e mult suflet în ceea ce se întâmplă acolo și în această organizație, ceea ce am văzut și vedem noi în Republica Moldova, cu câtă inspirație crește copiii ăștia, cât de echilibrați sunt și cât de buni cetățeni ai țării lor și cât de buni copiii ai familiilor lor sunt și ne bucură aceste lucruri și vă mulțumim că faceți aceste lucruri și sperăm cât mai mulți părinți și copii să învețe în primul rând și apoi să învețe și educația antreprenorială. Îți mulțumim foarte mult! Cu mult drag! Și eu vă mulțumesc! Prieteni, antreprenori, iată că sunt... pe ultima sută de metri eu, care realizez această emisiune Business Up. Aceasta a fost ultima emisiune dintr-un ciclu de 40 de emisiuni. Eu foarte mult sper și gândesc că am adus utilitate în casele voastre. Această emisiune merge în, cum se zice, mâini bune. Colegul meu, Andrei Crigan, va fi cel care va conduce interviurile de aici încolo. Vă recomand să priviți, să luați notițe, să implementați în viața voastră de antreprenor sau de cetățean și să învățați, pentru că învățarea continuă ne va schimba viața.